And when it comes to specific controversial individuals, we are wholeheartedly committed to working with the Moldovan government to ensure these sorts of people face justice. And I know that at official level, there is very energetic cooperation to take these sorts of issues forward. We regard this as very important because we have a zero tolerance approach to this phenomenon. Cât privește indivizii controversați, concreți, există angajament foarte deschis din toată inima din partea autorităților noastre să colaborăm cu autoritățile din Republica Moldova în acest sens, astfel încât persoanele respective să ajungă în fața justiției. Deci se cooperează foarte energic în acest sens, pentru că este foarte important, noi avem toleranță zero față de fenomenele respective.